Clujenii nu-și mai pot cinsti morții pentru că nu mai pot intra în cimitirul municipal. De cum trec de poartă, burienile înalte îi înghit pur și simplu. Cimitirul municipal din Cluj-Napoca s-a transformat într-o adevărată junglă. Aici buruienile au ajuns să fie mai înalte chiar și decât oameni, iar cei care trebuie să se ocupe de administrarea cimitirului sunt de negăsit. Ierburile ating aproape 2 metri. Mai exact, 1,87 m. E clar că aparținătorii nu pot ajunge la morminte și chiar dacă s-ar chinui, o lumânare aprinsă în mijlocul vegetației ar putea provoca oricând un incendiu. N-am putut să intru, atâta am luat-o pe acolo și atâta e iarbă de mare. Cine credeți că ar trebui să se ocupe de asta? Păi, primăria și, în primul rând, primăria și la urmă cimitirul, că bani iau destui. Nu, asta e în cazul. Cimitirul este subordonat administrației cimitirelor din domeniul public. Am găsit 4 numere de telefon. Am încercat ore în șir. La niciunul nu răspunde nimeni. Am sunat apoi la primărie, cea în subordina căreia se află administrația cimitirelor. Atitudinea celor de aici este strigătoare la cer, la cerul acela unde se odihnesc morții. La telefon ne-a răspuns unul dintre reprezentanții biroului mass media, care ne-a dat un răspuns ce aproape ne-a blocat. Păi, ce să zic, dați-ne un mail, întrebări, poze, încercăm să luăm legătura cu ei și să vedem despre ce e vorba și vă răspundem. Adică noi să-i arătăm cu poze ce este în propria lor ogradă. În timp ce edilii se vor dumiri, clujenii nici măcar nu mai merg spre cimitir. Din gură în gură au aflat că zona este inaccesibilă, așa că nici nu se mai apropie. În afara aleilor principale, nicăieri nu se poate păși, nici crucile nu se mai văd. Ironic este însă că un afiș pus pe coșmelia portarului invizibil ne avertizează că accesul animalelor este strict interzis, în condițiile în care singurele viețuitoare care pot pătrunde prin jungla cimitirului, pe rândurile dintre morminte, sunt tocmai patrupedele.